primul meci între cele două echipe după o lungă perioadă. Vă spuneam, sunt comune vecine, 10-15 km una de cealaltă. Echipa care se afla aici juca undeva la 40 km de terenul de Lescani, la Panu. Sovitură liberă, bine executată, de veri pe bara a doua și minge ajunge în spatele porții lui Ion. Corner pentru Ierbiceni acum. Prează croitorul. Și trage pe scurt acolo și ei reține până la urmă. Vrează croitor acolo, pasă la șoferul în margine. Șoferul un șut frumos și pe poartă. O poartă după o așteptare gravă care a avut-o la CSM Pașcani în Liga a 3-a. Rămâne mingea joc, se vede pe scrap și șutul său se duce pe lângă. Și pe final am mai avut o eliminare. Aoleu! Să vedem aici șansa bună! Și până la urmă îl blochează pe bote acolo cei din Lețcani. Vedem acum un șut foarte bun și reține Ciprian Borgan în doi timp. Vedem bote, încearcă o pasă filtrată. Este blocat. Treia postul aici. Triblează pe Bălusu, controlează foarte bine apostol mingea. Pasă excelentă pentru Crenganiș. Și centrarea de Maradona, singur acolo croitorul s-a fost prea în spate centrarea. Are doi jucători. Vedem o șansă mare acum. Pasă pun prea lungă, dar să vedem dacă ajunge acolo botezatul. Prinde mingea în teren. N-are cu cine continua. Este blocat. Până la urmă reușește o centrare bună acolo și respinge Șulii. Inteligența Apostol în cursă bună. Șut și mare, mare de tot ocazia. Ne vedem în octombrie, sigur. Centrare foarte bună acolo, Sărțeanu, real spre față. Este mingea a 16, preluare greșită a lui Andrei Apostol, care șutează bine până la urmă. Aș mai vrea să transmit săptămâna viitoare, marțe, Șomus Fălticeni cu Aerostar, să trebuie să vorbesc cu cei de la Șomus. Miercuri, sigur, voi transmite Cușana, Huș cu Poli, Iași. Vedem aici centrare, Crenganiș, și va fi faut în atac, da, s-a lovit acolo Crenganiș de Bargan. Pasă bună acum, cursă bună, Fătavul scapă, trece de Sărțeanu, intră în unghi, șut și excelent la blocaj. La cei 52 de ani l-a blocat pe Fătavul aici. Vedem botezatul, își face mingea spre centru, a căutat să tragă, n-a reușit. Până la urmă, șut! Ce execuție a botezat! Intră în el, Iuri! Scoate mingea margine la Scrub. Scrub își face mingea pentru șut. Șut și Scrub însă peste poartă. De la Apostol. Avem o centrare acolo, respinge Bărgan. Botezatul, să vedem dacă va căuta poarta sau va încerca o centrare. Acum este o șansă mare. Șut foarte bun, puțin peste vincul lui Bargan. Încașare lungă acolo la Crenganiș. Excelent Crenganiș către Apostol. E singur Apostol acolo, însă grosul nu-l poate falta. Intră Apostol spre centru, șut pe jos. Se ține Bargan acolo pentru Baboi, bună pasă. Să vedem acum 1-1 Sărțeanu cu Baboi. Reușește Baboi să țină mingea, șut bun și eu Grigoraș la post. Că ar fi riscat să fie eliminat. Lucrează Bote acolo. Șoli excelent. Pasă excelentă Baboi singur. Șut! Șut Baboi în cross. Respinge. Respinge. A atins Ion Grigoraș la 52 de ani și a respins fault aici în poziție centrală. În această fază Baboi se pregătește să execute.
Un șut foarte bun și Ion parează. Bravo! Mergi în fața porții, până la urmă este corner. Ion, excelent. Au pus la treabă jucătorii Lețcanului, dar n-au apucat să lovească. Pasă la Cringari, să vedem aici pe Mădălin. Bravo, ține de minge acolo și penaltă. Inteligent Crenganis aici. Inteligent Mădălin Crenganis aici, a ținut de minge. Plăgeamă. Vedem această șansă. Vali Croitoru. Croitoriu. Șut, gol! Vali Croitoriu deschide scorul. Un șut din penalti. Păi voi erai șut? Erai șut, nu? Da, Croitoru. A fost cel cu cartonaș. Și Croitoriu primește și el galben acum, pentru că și-a scos tricou. Și roșu Croitoriu mai avea un galben, și avea al doilea galben acum. Nu, e greșit. Și anulează, nu, anulează cartonașul. Haide, du-te! Croitoriu, scoate mingea bine acolo, că-i gane sus! Bargan cu o intervenție foarte bună. De case Bargan, pe colț, a lăsat acolo mingea la centrare pe scurt și deține Ciprian Bargan acolo. Apostol, să vedem pe Apostol acolo. Bravo, bravo! Pe margine, a botezat-o. S-a dus până la urmă. Acum ce trebuie foarte bună și intervenție excelentă din fața lui Mocanu. Ajare lungă. S-a remis acolo, Baboi. Pune mâna pe el și faul. Și acolo! 17 metri. Armand a pus mâna acolo pe Baboi. Baboi a știut să cadă. Vedem această lovitură liberă, Beșleagă. Poziție mare, importantă. Șut Beșleagă pe jos și Iori strige în față. Și gol! Bogdan Baboi egalează. Egalare acum Bogdan Baboi cu gol. Scoasă, să vedem botezatul. Șansă bună. Șut bote însă peste poartă. A sărit un pic mingea când se pregătea să șuteze.